Pe 7 octombrie a ajuns la Râmnicu Vâlcea proiectul Stop the War in Ukraine. Proiectul a fost inițiat în primăvară de mai mulți artiști români și ucrainieni în fața ambasadei Rusiei. Rotary Club Râmnic a organizat expoziția în cadrul Muzeului de Istorie din Vâlcea cu o serie de lucrări ce sunt inspirate de evenimentele din țara vecină. Acestea pot fi cumpărate pe perioada cât vor fi expuse, iar banii strânși vor fi folosiți pentru a-i sprijini pe refugiații ucrainieni. Rotary Club Râmnic organizează începând de astăzi 7 octombrie la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea o expoziție eveniment, este o expoziție de artă conceptuală. Această expoziție a debutat imediat după începerea războiului din Ucraina la București în fața ambasadei Rusiei, acolo unde o serie de artiști români și ucrainieni au venit și au adus o serie de instalații artistice, cum se numesc, toate adunate sub umbrela luptei împotriva războiului din Ucraina. Am ales să aducem această expoziție aici pentru că vrem cumva să o valorificăm în scopul de a ajutora, cu banii adunați refugiații ucrainieni care se află la noi în județ și nu numai, dar concentrat pe cei din județ. În județul Vâlcea au trecut până acum un număr de aproximativ 1500 de refugiați. În prezent sunt aproape 700 de ucraineni, majoritatea fiind copii aduși de voluntari. Expoziția Stop the War in Ukraine a început pe 7 octombrie, de ziua lui Vladimir Putin, ca un manifest la ceea ce se întâmplă peste granițe. Lucrările sunt expuse la Muzeul de Istorie din Râmnicu Vâlcea, iar expoziția va fi deschisă până pe 20 decembrie.